M-a luat un pic cu căldură, e cea gură. Pe tine nu? M-a luat mai tare pe mine cu căldură, cred că sunt transpirată toată. E cam plictisitor. Și eu nu puteam, aveam picioarele alipite pe... Uite așa o pârliță, iubitule! A, asta e drumul la baie? Bună dimineața tuturor. Este prima Este prima zi de aventură. Ziua 2 de Bali. Începem în forță și avem un tur pregătit pentru astăzi. Așa că stați aproape să vedeți despre ce este vorba. O să vă spunem exact cât plătim și ce o să facem și cum o să fie experiența asta pentru noi. Sunt un pic supărată. Am ajuns la Monkey Forest și astăzi, din păcate, Monkey Selfie este închis. Așa că totuși o să intrăm astăzi la maimuțe, dar probabil, cel mai probabil, o să venim în zilele următoare, adică o să sunăm înainte, așa ni s-a spus de aici, de la recepție, că trebuie să sunăm înainte și să vedem dacă va fi deschis sau nu. Și atunci o să revenim într-o altă zi când sperăm noi că va fi deschis, pentru că nu putem să ratăm să avem o poză cu maimuța, nu? Dacă tot am venit până aici. Astăzi mergem doar să le vedem. Am dat de maimuță. Ia uite-le. Bă, dar ce mici sunt astea. Incredibil ce mici pot să fie. Uite-le cum mănâncă. Ce pot să cred, uite-le cum mănâncă. Dacă acolo mai este una care se joacă cu... Se joacă cu... Toată lumea se uită. Și ele se joacă acolo, practic. Ia! Dragilor, să nu uităm de sponsorul nostru, Jim Beam, care stă și foarte bine pe outfit-uri. Am luat la noi în vacanță câteva outfit-uri și eu și Adriana, soția mea, deci stăm foarte, foarte bine și pe outfit-uri. Deci aveți un cod de reducere, RADU5, pe care îl puteți folosi la orice comandă de pe site-ul Jim Beam, bineînțeles, și pentru celelalte produse de pe site-ul lor, cum ar fi suplimente alimentare, alimente sănătoase și tot ce vă puteți imagina, chiar și pentru antrenamentele acasă. Aveți toate link-urile în descriere pentru comenzile voastre viitoare. Nu uitați să RADU 5 pe Jim Beam la fiecare comandă. Sincer, mă așteptam ca maimuțele să fie mult mai curioase de oameni și să tot timpul să încerce, nu știu, să vină, să urce pe tine sau ceva în genul ăsta, dar nu se întâmplă. Adică chiar nu se întâmplă deloc. Deci mie mi este un pic fricuță de ele. Mai ales când aud că scot... Doamne, mai ales când aud că scot zgomotele astea. Dar sunt drăguțe. Bă, dar văd că, uite cum fac acolo, în zona aia. Da. Urlă, țipă și nu se sperie. Da, uite, aici în interior ai văzut câte sunt? Uite. Mama, aici e fulgul. Acolo e casa lor. Am înțeles. Uite cum dă drumul la apă acolo și o închide. Ia. Uite cum se joacă. Foarte tare. Ok, trebuie să recunosc că... Ți-ai știți un pic fricuță, nu? Frate, când le văd că încep să se certe și văd că pe aici, prin zona asta, sunt mult mai multe și efectiv ți-e frică să nu calci pe ele când mergi. M-a luat un pic cu căldură, e cea gură. Pe tine nu? M-a luat mai tare pe mine cu căldură, cred că sunt transpirată toată. Că na, nu ești învățat, adică eu singurele... Maimuțe pe care le-am văzut în realitate au fost la zoo, la noi, la Mureș, știi? Și acolo n-ai treabă cu ele. Sunt închise, poți să stai lângă ele, fac urât. Deci efectiv ți-e frică să mă calci pe ele. Uite-te și tu, frate, că nici nu le văd eu, cred că îmi dau ochelarii jos. Uite câte sunt. Sunt peste tot, efectiv. Uite cum stă în stradă. Stălățât aici, iau-te. Ții un pic așa, să nu dai peste ea, să nu se întâmple ceva. Deci în această cușcă sunt puse maimuțele care au dizabilități, adică le lipsește o mânuță sau n-au un ochi. Asta din cauza șerpilor, din cauza venirului, din cauza lucrurilor care li se pot întâmpla, ori din cauza că s-au născut așa, ori că și le-au pierdut pe parcurs. Și uite, fiecare maimuțică care este cu dizabilități are un nume, vezi? Pe unul îl cheamă Nelson. Nelson. Văd că o maimuță acolo începe să
facă foc. Are nevoie de foc. Nu știu ce face. Freacă frunzele de pământ, dar nu știu de ce. Le freacă rău. Noi inițial am zis să nu luăm nici cameră la noi, nici borseta, nici nimic, dar aparent n-au mai multe treabă cu tine, doar dacă ai, nu știu, ceva de mâncare sau dacă ai o sticlă de apă, apă minerală, căci că le place foarte tare să le ia, să le desfacă și să le toarne pe ele. Să le toarne de apă minerală. Da, asta e foarte interesant, în orice caz. Deci, până acum, cel puțin, n-a avut nicio treabă, nu știu, deci să vină spre tine. Uite, sau o bănânuță mică, cred că o mâncat, vezi? Da, apropo, mâncarea de bază a lor sunt bananele și cartoful dulce. Asta mănâncă tot timpul aici. Da, dar uite, vezi, ei au un cartof dulce diferit sau uite cum arată cartoful dulce, da, vezi? Da, cartoful dulce e alb. Un pic mai alb, dar și mai mare, în orice caz. Mine. Uite și acolo, bagă cartof dulce din ăsta, forță. Da, ce bănânuțe din ăstea mici. Asta mănâncă. Acolo în capăt e un pui de maimuță, foarte, foarte, oh, foarte, foarte, foarte mic. Deci e it's so small. Foarte, foarte, foarte micuț. Și cred că are grijă de el, acum îl curăță, îi face tot felul. Foarte interesantă senzația de a sta printre ele și de a le vedea așa în mediul natural și să fie atât de aproape de ele. Da, mă, toată pădurea asta arată impecabil, arată într-un mare fel. Și nu doar faptul că sunt și maimuțe pe lângă, dar pur și simplu cum arată toată pădurea asta, e fascinant. Aici în jos e și un râu. Cu podul ăsta care trece până în capăt încolo, e foarte interesant. Și aici e un culoar cu dragoni care arată. Cred că a închiriat ceva servicii de spa, da, maimuța asta. It's spa time. Am ieșit de la maimuțele. Este foarte interesant pădurea asta, după cum bine ați văzut și voi din cadrele pe care Radu le-a filmat. E foarte interesant așa, pentru că la noi nu sunt astfel de păduri. Și maimuțele sunt foarte drăguțe, sunt simpatice, este o grămadă de puiuți micuți care sunt foarte drăguți, după cum bine ați văzut, ele sunt foarte calme, n-au absolut nicio treabă cu voi decât dacă, nu știu, sunteți foarte agasanți, să mergeți efectiv să le băgați telefonul în ochi sau să le atingeți sau să încercați să le hrăniți, atunci s-ar putea să devină agresive, dar în rest pur și simplu n-au nicio treabă, ne-am făcut la început griji degeaba. Și încă o chestie importantă pe care aș vrea să o punctez, sincer, dacă cum am fost noi acum și nu au fost deschis sesiunea asta de selfie monkey, e așa, știi, adică practic dacă nu ai poza asta la final, e cam plictisitor. Adică ar fi bine dacă veniți să încercați să faceți și poza asta, dacă este posibil, noi o să încercăm să venim zilele următoare să o facem, pentru că practic asta este tot farmecul pădurii, da. Da, și vreau să vă mai zic faptul că e atât de umedă clima. Până acum a fost ok și la cazare și peste tot, dar aici, în pădurea asta, efectiv, uitați-vă cum mi se face părul mie de la... Uitați-vă un pic la părul meu cum arată. Da, și pe mâna mea, deci... Și mâna lui Radu, nu mai zic, și cred că sunt transpirată și la spate, ceea ce eu nu prea transpir, dar acum mă simt transpirată peste tot, efectiv. Ok, am ieșit de la maimuțe de acolo și pentru fiecare persoană am dat 80.000 de rupii indoneziene, ceea ce înseamnă că pentru două persoane am dat aproape 50 de lei, iar acum am ajuns la swings, adică la... La acele leagăne, eu nu știu dacă mă aud, adică la acele leagăne spectaculoase și bineînțeles ca să iasă poza cum trebuie, am închiriat și o roche din asta super lungă, cu trenă, am închiriat și o coroniță ca să fie pachetul complet și acum mergem pentru că o să facem, avem 9 la dispoziție, 9 leagăne. Și am dat 800 de mii de rupii tot. Cu tot cu închiriatul coroniței, rochiei și ce o să facem pentru aici? Pentru el intrare, pentru mine poze în toate locațiile. Și e un pachet, adică am înțeles că în alte locuri ar fi undeva la 400 de mii de rupii de bani din ăștia, doar una singură, doar un swing. Leagă, aici e un pachet de 9 leagăne, toate diferite și mai multe locuri de foto. Hai să vedem cum o să iasă. Deci am dat undeva la 250 de lei pentru tot pachetul. Deci treaba asta în felul următor. 800 de mii de rupii pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu știu, toate sunt în rând așa și poți să le testez pe toate. Hai că o pregătește pe bușcălău acum. Safety first, corect. Gură, dăm eu recenzii la cald, cum a fost pe Adrenaline Swing, ce ca asta mare. Ăsta de aici, măi, eu totdeauna am zis că, fai, ce-mi doresc să fac poza aici pe ăsta,
că o să-mi placă, că nu o să-mi fie frică. Mi-a fost frică, din am fost blocată la un moment dat, n-am putut să mai fac nimic, că i-am ziceam în continuare, ridică picioarele, ca să poată să-mi dea drumul și eu nu puteam, aveam picioarele alipite pe podeaua asta de aici. Uite, așa trebuia să stau. Și nu puteam să stau așa, înțelegi? Uite, aloha go, e o adrenalină de nu vrei să știi. Da, per total, după aia mi-a plăcut. Adică a doua oară a fost încă un pic așa fricuță și după aia a fost super fain. Da, acum urmează pozele aici. Da, aici o să fie pozele mai frumoase. Acolo e strict pentru adrenalina, aș zice eu. No, cum a fost? Am terminat pozele de la Aloha Ubud Swings și a fost super fain. Și s-a meritat 250 de lei? Da, să știi, adică pentru poza aia chiar s-a meritat. Puteți să o vedeți și voi pe Instagram, dacă vreți să o vedeți. Categoric, acolo o să le postăm, așa că urmăriți-ne pe Instagram. Mi-am făcut și lui Bușcă niște poze super faine, nu pe leagăne. Nu știu de ce, dar mie mi se pare că pentru băieți un pic penibil să faci poze la leagănele astea. Nu știu de ce, așa zic eu. Acum nu mă judecați dacă greșesc. Voi puteți să faceți o șopârniță, iubitule. Uite. Oh my God. Na, acum treci de ea dacă poți. Nu. Hai, fată, du-te. Haide drumul, că vreau să trec. De pe aici cam ies de prin... Încă e acolo. Treci nu cu poate viteză. Pleca. Nu poate pleca. Cum adică? Treci cu viteză. Nu. No. Nu, acum să-mi iasă mie în față, frate. Haide. Am pus-o dacă... Hai că am trecut, m-am dus. Păi unde pe partea cealaltă gurii? Păi nu știu. Unde am ajuns, mă, iubito? Mă, gură, nu suntem bine? Stai un pic, că stai eu și am și trecut pe la șopârlă. Stop, do not enter. Bine. Bine. Noi am și intrat. Oh my God, unde am ajuns, trebuie frate? Să ne întoarcem, hai, iubire. Du-te tare, că să vedem. Să ne întoarcem. Oh my God. Ce căutăm, frate, pe aici? Hai, că cred că sunt aici niște scări. Vino încoace. Hai, că am luat-o prost, mă, gură, mă. Cum așa ajungem să facem... nefăcute din astea. Hai că pe aici cred că, uite. Ok, bun. Deci, okay. Per total se merită, da? Deci per total se merită. Mi-a plăcut, scuze că stau cu spatele. Nu, mă, nici pe aici. Nici pe aici? Exit. A, uite, exit, pe aici. Hai că pe aici. Ideea e în felul următor, dacă aș fi vrut să fac poze, nu neapărat penibil în general să faci o poză, să ai ca amintire, ci ură, penibil. Nu știu, sincer, dacă pe aici trebuie să mergi. No, pe unde, Dumnezeu? Pe aici, așa? Nu cred, frate. Nu cred. Lasă să întrebăm. Stai așa. E foarte ciudat. Să reluăm. Ce că mersesem bine. Ideea e în felul următor. Dacă vrei să faci poze pentru o amintire, e superb, e absolut senzațional să ai o astfel de poză la tine în garderobă, în telefon sau mai știu eu. Dar ca să o postăm noi pe social media, într-un context, nu știu, în care vrem să facem content, parcă nu merge să fac un băiat acolo. Acum înțeles de ce au pus ieșirea prin studioul foto, pentru că practic ei aici s-au făcut niște poze și dacă vrei să le cumperi, pentru că va trebui să le plătești dacă vrei pozele pe care ei ți le-au făcut, cumva n-ai cum să nu să spui da sau nu, știi? Da, trebuie să treci pe aici, deci să le treci vezi pe aici, neapărat, da. Și dacă îți plac, cumva ei sugerează că fac pozele toate cele mai bune și tu nu poți să refuzi să iei pozele. Da. Și așa arată studioul. No. Deci eu nu știu dacă noi să stăm să ne uităm la ele, că eu nu vreau nicio poză. Păi, nu, hai să mergem atunci. Hai. Am ajuns la terasele de orez și între timp am și rupt asta care trebuia să stea la mână, dar în fine, trecem peste și că pot să intru și cu ea. Așa am dat 50.000 de rupii, asta înseamnă undeva la 40 de lei, 30 ceva de lei, deci nu extraordinar de mult. Și acum am intrat, văd că sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut pe aici, foarte multe view-uri, dar sper că putem să luăm și niște cadre cu drona, pentru că în partea cealaltă la leagăne n-am putut să facem asta, era interzis să o ridicăm în zona aia, dar aici cred că se poate. Ideea e că bate vântul foarte tare, sper să reușim să ridicăm drona cu vântul ăsta. Așa arată orezul puiet, adică e pus aici să crească, după care se iau câte trei firicele și se pun în porțiunile acelea unde momentan încă nu a crescut.
la fel și în partea asta. Unde e gol, o să vină puse, practic plantat, orezul de aici pus acolo. La fel cum se face și la mine, face, la solar. Da, exact. Le iei din solar și le pui după în grădină, așa și aici, probabil. Știi, au o chestie din asta și apoi le, dar le mută. Foarte mișto. Sincer să fiu, e drăguț să vezi toate câmpurile astea de orez, dar nu e ceva, nu știu, extraordinar, nu? Sau nu, nu mi se pare mie? Gori, e spectaculos peisajul, adică bine, nu vezi da, așa da, ceva în altă parte, știi? Clar că e spectaculos. Poate nu ți se nu mai știu, pare ție spectaculos, na. Mie mi se pare wow, adică și eu sunt nebunită după toate plantele astea și florile astea da, pe care clar, le văd pe aici, clar, peste tot e plin de plante și mă simt în continuu ca și cum aș fi într-o grădină botanică, știi? Păi chiar așa e. E super fain. Nu. Hai că mai crezi că ar trebui să ne luăm câte o pălărie de orezar? Acolo să nu, ne... n-ar fi rău. Să ne punem țiu, 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 țiu. N-ar fi rău. Hai să vedem dacă putem să cumpărăm. Se pare foarte interesant, frate, am ajuns la căsuța asta care e făcută special pentru cei care lucrează aici la orez și putem să facem poze cu, nu știu cum să le zic, chestiile astea cu care cară ei orezul și bineînțeles cu un clop din ăsta făcut special pentru cei care lucrează aici și nu trebuie să plătești pentru ele, doar dacă vrei să dai sub formă de donație și asta mi se pare foarte tare că localnicii de aici oferă posibilitatea asta celor care vor să facă nu știu, fotografii sau să rămână cu amintire autentică balineză de aici, din câmpurile de orez. Uitați-vă și voi cum lucrează doamna aici prin namol. Bă, e destul de greu, frate. Uitați-vă și voi cât e doamna asta cu picioarele în namol, până la genunchi. Mă mir că aici o să mai crească orez. E wow! Și aici e puietul, bineînțeles, de orez, care va veni pus chiar acolo. Cred că asta e pentru fan. A căzut în namol. Tocmai am aflat acum de la ghidul nostru că aici este un copăcel, un pom fructifer de fapt, iar acolo, după cum vedeți, sunt niște fructe de guava. Ha. Uite, sunt câteva acolo, vezi? Alea verzi. Seamănă cu nucile verzi de la noi. Yeah. Unde am ajuns, bună, Nicule? Ia uite, bă, că asta e cafea arabica. Și așa arată pe aici, prin prejur. Merg până la baie. A, ăsta e drumul la baie? Nu cred, frate, cred că așa se intră. Asemenea, acum am eu zis că ăsta e lemongrass. Și nu vreți să știți cum miroase. Băi, ce că-l folosesc pentru ceai. E super, super, foarte puternic mirosul. We grow ginger here. Yeah, in okay. Bali we have two type of the ginger, the yellow one and the red one. Okay. And this is special the red ginger. We take it the root and then we use for the tea. It's a good for the throat because the taste is more strong and more spicy than normal ginger. And then may I show you the plant of the vanilla plant here? This one. This is the vanilla plant? Yeah, this one, the vanilla. Yeah, and like this, same vanilla. Oh my god. Yeah, this is the leaf of the vanilla. And for the vanilla, the first come the flower here, in this part. Okay. In here. The ginseng, we take it the root, and then we mix with coffee. Ginseng coffee, good for stamina and energy, like a Red Bull. Asta e procesul pentru a face cafeaua foarte bună. Wow, dar e... Deci acolo e cafeaua, aici e apă și apa se încălzește. După care cred că iese doar ce e bun din ea. Și aici e cafeaua pentru... din... experimentele animalului, nu? Cred că da, cea pe care am ales-o noi, am ales-o pe cea this is animal. This is the coffee that we choose from the male... Okay. And this is the process. Și aici trebuie să avem să testăm câteva tipuri de ceai și câteva tipuri de cafea, cafea neagră și cafea îndulcită, cafea scrie aici pentru fiecare. O să vă zicem care e cea mai bună. Lasă-mă să văd un pic și ce tipuri sunt. Aici ce iese în borcanelul ăla? Chipsuri. Ah, oh, chipsuri. Cassava. Mai light. Hai să vedem, gustă ceaiul. Rosella. Rosella? Wow.
cumva, ce place mie. Da? Este agrișor, ca un fel de ceai de fructe de pădure în care ai pus lămâie. Mm. Foarte bun. Și acum încearcă-o pe mangustanti. Unde e? Aici. Asta. Care-i vedeta? Care e cea mai bună? Va, ce frumos miroase. Aha. Da? Asta e preferatul. E bun, rău, a? Uite, avocado. Avocado. Yeah? Yes? Not really? Uite că acum... Yeah, this is boiling, ok? Yeah, my friend started. Hai să vedem cum se face. Hai să vedem. Ok. Văd că a început, a, a dat drumul la apă, să intre acolo, apă fierbinte. Perfect. Lasă la infuzie, văd că. A, și acum se scurge acolo. A, acolo se face cafeaua, practic, nu? Jos sau acolo? Cred că da. Acum s-a scos flacăra de dedesubt și aparent se ține sub presiune. Și cred că... A, și acum se filtrează. Acum se filtrează toată cafeaua bună și cade jos, sus rămâne... Și practic ce e acolo, în bolțul de jos, de acolo da. O să duc. Bun, a venit momentul să gust cafeaua din excrementele de animal. Luwak. Luwak. Ia, bă, și Doamne ajută să fie într-un ceas bun, să vedem. Mm-hmm. Bă, sincer să fiu cu voi, e bună. E bună, e chiar bună și nici nu simt nevoia să pun zahăr. Aici pe terasă poți să bei cafeaua. Bine, acum bate foarte tare vântul, dar poți să bei aici cafeaua și ai o priveliște de toată jungla. Toată jungla. Este totul în ro, așa, adică nu e nimic, nu știu, tăiat, nu e nimic. Mi se pare senzațional că oamenii n-au atins deloc o bună parte din junglă și arată în felul ăsta. Și aici poți să bei cafeaua. Acum bate foarte, foarte tare vântul și nu putem să facem asta, dar am apucat să facem câteva poze pe care o să le vedeți, bineînțeles, pe Instagramurile noastre. Arată superb, 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 superb. Gata, noi am plecat de la Sagara Windu Plantation. Este o plantație de cafea care, din punctul meu de vedere, chiar e o experiență și merită să încercați, chiar dacă, nu știu, e un pic, să zicem, costisitor doar pentru o cafea, dar e 80.000 de rupii doar pentru o cafea de la acest animal, să zicem. Dar bineînțeles vine cu toate celelalte, dar e o experiență în care cred că ar trebui să o încercați, mai ales că gusturile sunt atât de intense, sunt atât de plăcute. Deci puteți să căutați plantația asta de cafea pe Google Maps dacă veniți și nu aveți ghid și puteți să mergeți direct acolo, pentru că e... Hai că am recalculat un pic, acum mă și ceartă Bușcălău, pentru că am zis că e scump, frate, dar acum am recalculat, nu știu ce avem preț de ghimeț scump, dar e 23 de lei. 80.000 de rupii. Am ajuns la Cantolampo Waterfall, la această cascadă. Au, loc! Un epitel aici. Care se pare că pentru a ajunge la ea trebuie să coborâm toate scările astea. 444 de scări, nu știu câte sunt, dar multe rău. M-am schimbat și eu. Așa arăt, cred că o să-mi dau și tricoul jos, pentru că cel mai probabil o să ne ude rău de tot, dar măcar facem treaba asta ca să scoatem niște poze și niște reel-uri pe care o să le vedeți pe Instagram curând, așa că verificați. Asta e coada, frate, la care trebuie să stăm dacă vrem să facem o poză. Deci, în realitate, cam așa e. E full, 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 full. Ideea e că ne și simțim un pic rău, probabil, dar acum am mers cu mașina atâta drum și deja e ora 5 aici și suntem extenuați. Nici nu prea am mâncat, dar cred că apa de aici, când e mai rece, cred că o să ne facă să ne simțim mai bine. Mamă, ce bine e să ne ude un pic, vai, nu dă un pic picioarele, deja mă simt mai bine. Plus că aerul aici nu mai e așa plin de apă, nu știu cum să zic, e mult mai răcoros. Bine, dragilor, gata și vlogul de astăzi, uitați acolo să apăsați butonul de like, să apreciați să vă adăși prieteni voștri și până data viitoare continuați să vă uitați la vlogurile de Bali și dacă mai aveți nevoie de informații suplimentare, lăsați în secțiunea de comentarii întrebările voastre și noi cât timp suntem încă în Bali, încercăm să căutăm niște răspunsuri pe...
parcursul vlogurilor o să vedeți că veți mai descoperi răspunsuri la multe din lucrurile pe care și noi am vrut să le explorăm și să găsim răspunsuri la ele. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pa, ciao!